Aștept să ajungă soția mea cu fetița. O, când o să te vadă. Să mă vadă pe podium. Ionut? Bă, ce să aștept? Ce așteptări să avem? Să nu plouă tare, mă, știi? Că e bai. Îți iei haină de ploaie pe tine, nu? Sau așa te dai? Cum? Îmi iau o perelină, da. Am înțeles. Pe pod de armură. Pe pod de armură. Succes! Ieri a fost destul de bine, vedem astăzi. Cu... am o găuriță pe state, n-am mai schimbat piesă, tare a fost. Încercăm acum așa să meargă. Probleme ieri în traseu, în afară de pană? Restul a fost ok. Super, pană în traseu, grip ca lumea. Perfect, mulțumesc, succes! Ziua de ieri a mers foarte bine. Așteptări bune. Am avut ieri o problemă că am băgat prea multe bile în roată și n-am avut grip, sau să zic așa, țupăia foarte tare pe pietre, nu o controlam deloc. Ziceai că am 2 bari în ea, așa de tare mergea, de tare țupăia. Am mai scos din bile, sper tot e ok. Salut, Vio! Cum a fost ziua de ieri? Așteptări pentru astăzi? Astăzi vreau să termin cursa, să nu mă plouă foarte tare. Armata română, după cum bine vedeți cu voi. Sper să ajung înapoi la finish și să-mi încarc bateriile pentru mâine. Frumos solicitant, la brațe. Vedem, astăzi da, de-a fi mai bine. Succes! Așteptam la traseu fain. Salut, salut! Așteptări pentru astăzi? Cum a fost ieri? Bine, ok, solicitant. Prima cursă a fost ok, sper să termin și azi. Ieri a fost foarte bine și astăzi vreau să merg tot la fel. Probleme în traseu? Nu. Super. Succes! Dar bine. Dacă aș menține poziția ar fi super. Sau să mai urc una. Foarte frumos, foarte bine marcat. Traseu mi-a distrus un pic de mâini după o perioadă mai lungă fără dat, dar sperăm să merge cât mai bine. Acum n-așteptăm să-i vadem pe primii, dar măcar să în top 10, dacă putem. A fost destul de ok, alunecos. Acum văd că a început și ploaia. Se pare că vremea ține cu sibienii. Vedem finalul. Încet. Mersi. Încet, ușor, cu treabă bună. Super. Merge și pe ea pe aici, că e uscat. Da. E sigur, e sigur. Așa e. Da, și-a făcut și pană pe față. Da. Dacă-mi dai gripul tău, cobor. Să fie de la el oare? Posibil. Hai, ușor că merge. Ușor, ușor, mă! Astăzi ne dăm fără frână pe spate. Nu mai e frână pe spate? Nu, ia uite unde e trierul. Ți-e ruptă și jamba cumva acolo. Uai, ți-a venit jos de trierul. Da. Noia, da. Nu mă încet. Nu mă încet că treaba e bună. Da. Merge și fără trier, așa-i? Merge. Totul... auzi, te gândi, nu mai te de, liniștit. Care-i treaba? Nu m-a dat tot ce aici vedea, să mai vede și pe la hobby, iau. Da, 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 așa este. Salut, domnul! Salut!
Hop, hop, hop. Intrăm în traseul, de fapt intrăm pe zona unde e noroi. Sper să nu am probleme mari cu X-gripul ăsta pe spate. Cel puțin la urcare, ca la coborâre se comport, ok. Roata fata am impresia că e ușor moale. Mergem bineînțeles pe economie. Traseul azi se anunță mai scurt puțin decât cum suntem obișnuiți pentru o cursă de 3 zile. Și anume vreo 30 de kilometri. Hai! Dă-i! La Henius se vine să te relaxezi la casa, ce? Nu să te chinui. Cu frunzele astea să fie tăiate. Dar cred că trag aici pe dreapta și îmi pun ochelarii. Oh. La vale? Da, 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 că merge. Chestia asta mie nu-mi place, și anume să mă tot lovesc de frunze. Îți praf deja ochelarii, să știți. Sunteți bine? Ești bine, mă? Oh, îmi pare rău. Adi! Îi bai? Nu am văzut că-s papană. Bagi sau scoți? Bag. Eu zic să nu mai bagi, că nu prea... Tăiat aici. E tăiat, cred că da. O, ce s-a tăiat. Bă, un papagal prost, lasă-mă să trec. S-a oprit dealatul în fața mea, mă. Și? Și m-a enervat, mă, că am vrut să-l țip acolo în părâu. Ai, și ce bine ai mers, bă! Tu știi cum am trecut pe lângă Valii și pe lângă Bucur? Așa unde-s acum? O trecut! Și Valii? Și... Deci rachetă am trecut pe lângă, nu cred că pe Valii la claxura zic trage, chiar am trecut pe lângă el pe coborâre. Tu știi cum am dus? Ioi! Racheta ai fost, nu am gătit așa mai în față la pârâu. Cu a patra am urcat pe aia în sus, blană, mă, da. Blană, cât tot ținut. O merg 2.50-ul. Vai de capul. Nu s-o plâns, ceva martor la bord, a prins cecul de emisii, da, ceva, bă. DPF-ul. Hai că ne vedem mai în față. Șurel. Așa.
ești, Paul? E bine să te prind. Plouă afară. Noroi. Ești bine? Pauză? Nu mai vine nimeni de la Hobby să mă ajungă. Așa nu m-aș da singur pe traseu. Tic-tic-tic. Jos posibil cepe. Dar nu prea înțeleg de ce. Adică foarte scurt pe buclele, așa mi se pare. Bă, Paul, ce se întâmplă? Uite-n stânga, jos! Paul nu găsea traseul.
Ești bine? Ești ok? Acum avem câțiva să ne dăm. Am trecut vreo 3-4. Acum să pornim de unde n-ar trebui să mă opresc. M-am încălzit. Oricum, dacă ești printre ultimii 50, e și păcat să te grăbești. Pentru că ai șanse să rămâi de la mijloc singur și... Na, e frumos cât ai singur. Opa. Aici stau alte ascuțite incredibil. Ușor, cu grijă. Asta pe urcare trebuie la ce? Oh, nu te opri. Da, da. Ușurări, băieții. V-au obosit brațele? Vă este cald? Vă este cald? Hai în față dacă vrei, te las. Da, da. Ah,
Cum ești? Totul bine? Cum vă sună acum? Ești obosită? Ai, ai. M-am omorât pietrele astea. Oricum ești prima. Da? Da. Distracție, da. Mersi. Te tragi un pic eu acolo. Să? Tragi un pic eu. Mă dau. Am înțeles. Hai că chiar te bați pentru cel loc. Am strâmbat ghidonul, mă, și nu mai pot să stau pe. Îmi pare rău. Nu mai ghidon. Pentru locul 40-50 te bați. Distracție, da? Încet. Te las în față? Nu jos ochelare, că deja nu mă grăbesc nici eu ca și tine. Dar Hana cred că era în spate, da? Era la începutul pârâului, acum 2 minute, deci e departe tare. Am dat jos ochelare că mi-e cald. Foarte cald. Asta e chiar faină pe bărurile Bart. Nu țin minte. Cred că e din traseul nou. Superbă, de-a drept. Ceasul zice că am făcut 20 de kilometri în 2 ore. Bine, de vreo aproape 2 ore jumate sunt plecat. Am avut niște treabă pe buclele DB. A1 nu îndrăznesc la Heniu decât dacă e comun cu B-ul. Tocmai pentru că nu vreau să tai anvelopa. Pe lângă că e scumpă, e și nouă. Imediat ne oprim să schimbăm și bateria, da? Dacă acolo e o groapă mai mare. Dacă acolo vrei să o pivotezi groapă mare, trebuie mers în față, drept. Încearcă eventual să vii pe linia mea. E o treaptă cât rădăcine sau săpat are. Și nu mai ai de unde să te ia vânt, că e rupt acolo. Foarte moale. Cum?
împinge, se trage prin genunchi. De prea tare. Nu este bandă, mă. Eu zic că am venit greșit. Hei, hei, jos, nu ai benz, că aici nu mai sunt. Dar n-aveai pe unde să o iei în altă parte? Dar nu văd nicio bandă. Uite, acolo mă jos de prima bandă. Mă, e greșit. Uite, este banda acolo și duce la vale, mă. Ce faceți, mă, oameni aici? No, bine că ați muncit. Oricum asta la anul se bagă la hobby, că văd că ar fi ce trebuie. Ce? Acolo jos. Bine, dar nu era interzis în sus, dar dacă era, era mai ușor. Ce? Și eu am venit după voi direct, dar așa ducea trasa, știi? Păi știi cum e viitare, numai te uite, abia trec. Da. Nu are nimic, a? Păi acum mă duc ce loc vă băteați? 50? 80? Ultimul, dar așa am găsit de mătură. Ultimul e al meu? Da. Ultimul e luat, mă. A, vezi, din aia nu mergea pe aici, că eu trasa asta am zis să o luăm. Să-i dăm în sus. Dar mă, cine a întrebat? Mai putea să așteptați un pic, să ajungem sus, mă. Și după aia să vă dați seama că nu e bună trasa. În rest, băieți, dădea stare, așa-i? Bine gâneață. Stai că noi ne-am ajutat acolo pe aia. V-ați ajutat un... Da, sigur că da, am zis că nu. Am zis că noi o facem cum trebuie, toată. Oba! Uite, acolo este bandă, vezi? Acolo. Bine, asta se poate da la hobby, la anul lejer. Se mai și sapă. Că uite că am făcut-o și sunteți printre ultimii de la ce. Numai puțin curățată. Hop! Mă, dar tu-ți dai seama că eu am făcut-o de două ori, că nu mi-a ieșit din prima. Oh, scuze-mă. Revenim pe traseul normal.
Opa! Poți? Escalador, s-a escaladat. S-a escaladat. Bun. Aici am făcut câțiva. Ochelarii erau buni. Din nou ceață. Aici mi-a rupt degetele eu în 2017, cred că era, sau 18. Erau două gropi foarte adânci. Am trecut, suspensia s-a închis complet. Am sărit peste ghidon. Oare ce sunt așa de mulți oameni aici? Acum văd eu situația, cred că este gata. Distracția din ziua 2 s-a terminat. Suntem foarte aproape de bază. Imediat urmează să intrăm pe rulmenții. Hai băieți, cu curaj! Da, cum vă spuneam, aici am început urcarea rulmenții. O urcare cu impact asupra mea, pentru că după ce mi-a rupt mâna, degetele, am fost nevoit să cobor urcarea asta singur și pe vremea aia nu era așa dreaptă. Era doar o cărare similară cu cea pe care sunt acum și erau și trepte, mici cascade. Mâna mi-o țineam, mâna dreaptă, fără frână față. Hai. Când mă gândesc, bine că a trecut. Sperăm că nu se mai întâmplă.
avem grijă și mergem înainte în viață. A fost 3 fracturi, 2 la degetul inelar și una la degetul mic. Nu știu Lucian ce face, dacă a reușit să-și schimbe patina, dar acum nu știu eu pe el. Nu se lasă, merge și fără lanț, dacă trebuie. Mergem pe economie, vorba, a? Hop, hop, hop. Mai răsăm și frânele să respire. Încerc pe rând să le pun, dacă este posibil. A fost o zi superbă, sincer, nu credeam că nu va ploua. Deci nu credeam că nu o să vine ploaie, să ploaie, ploaie. Uitați ușa la spune că boară SB-ul, cred că, sau la EB-ul. Vine pe buza asta. Ne aliniem frumos toți. Tot am văzut că de ce și eu deja în picioare pornit pe treabă să depășească de la DD. Motivație la mine, mă vedeți. Ai, avem și pârâu. Îmi pare puțin cam moale. Probabil că-i bag un slime. Mersi! Probabil că-i bag un slime. O să continuăm mâine. Yeah.